haide. Să dai, să desfaci două șuruburi la capacul de culbutor fără să dai turbinele jos. Ui ce știu cu degetul, mijlociune, bunule. Trei turbine, da. 381 de cai. X5M. Hei, salutare și bine v-am găsit, dragii noștri, urmăritori, telespectatori, teleenciclopeditori, așa, tra-la-la-la-la, la un nou vlog marca hashtag blogcoding, unde astăzi fac o cutie de viteze, dar nu pe vlogul de astăzi, că acum lucrez și n-am cum, pentru că intro, outro, știi, e altceva. Astăzi facem cutia asta de viteze la o mașină venită tocmai din Argeș. Dar asta este altă problemă și noi ce facem astăzi? Facem ceva agresiv. Dacă stați cu mine o să vă și spun ce și după o să vă las ca să-l vedeți până gata eu cutia asta de viteze, să mă prindeți la final. Deci, vlogul de astăzi este vorba despre comment, like, share și subscribe. Bineînțeles pe alex_brocoding pe Instagram, unde vă dau niște story-uri a la carte. @brocoding pe TikTok, unde vă dau niște clipuri de 20 de secunde. Brum, nu vrei să știi. @alexdomnariu, care dita mai camera și nu-l mai ține mâna să o joacă mâini, tremură, ca Varga tremură. Și bineînțeles pe YouTube, să ne dați acolo un like, ne-ar ajuta foarte mult. Un share dacă vă place, un comentariu așa sau așa, cum vă cade vouă bine. Dar, pe lângă asta, avem un BMW X5 M550D F15 și pentru că știu că vă plac lucrurile astea care îți dau de lucru și de furcă și nu știi dacă îl faci sau dacă nu îl faci, noi vă lăsăm cu o lucrare fenomenală. Că dacă știam, nu mă apucam. Și dacă mă apucam, îl scoteam afară. V-am dat și un film de așa. Așa că stați cu noi, vă doresc vizionare plăcută și noi ne vedem la final. Îmi dat și eu cutia asta de viteze. Hai, dă-i drumul să pot să mă apuc. Stai, bă, e strâns, că e strâns pe lângă, vezi? Nu e strâns aici sus. Bă, dacă și bară, stai jos. Ce bă, Alex, bă? Ce bă, Alex? Ce faci, Alex? Ne apucăm să... Hai să vezi ce fac aici. Ne apucăm să căpăm mașina asta de... S-o jumulim. De scurgere. Are scurgeri mașina asta. Urâte. Multe. Da. O problemă... Are scurgeri vaginale. O problemă des întâlnită la aceste mașini, cu motoarele astea foarte, foarte bine, cu mult stai, este pierderile de ulei la capacul de culbutor. Pentru că e foarte, foarte mult încălzit. Că nu-s răcite cu gheață carbonică. Ăsta jos de calculatoare, ăsta trebuie dat jos ștergătoarele. Fiarele astea trebuie dat de jos, bun. Ca să ai și loc să lucri cum trebuie, nu ca să, ca să o montezi numai la mișto. Ce la bine? Te lași de la ștergătoare, frate, să avem spațiu. Opa! Opa! Mai aveam în comună să țin, că țineam ăsta. Pentru a putea scoate capacul, trebuie să-l dăm la o parte din calea noastră, adică, uite așa. Uite că ne-am desfăcut aici jumătate de mașină să schimbăm cotul ăla de apă. Îți facem iară jumătate. Bun? Asta. No, bun. Și acum avem aici, gravacul, două le scoatem. Asta, dă-ne, uite, un marker albastru și unul roșu. Scrie pe ea cu litere mari, lecții de viață cu Umbladon. Toți păduchii plau șansele de operați, iar s-a terminat șmecheria. Când vă sună soneria. Avem așa. Suporți motor, o linie, o linie. Ăsta îl scoatem afară, bun. Ce mai avem? Vacuum de aici. 1, 2, cu 1, 2. Nu? Bun. Scrii cu roșu. Da, le desenez. Pictăm. Astea două sunt odată și este face în albastru. Bun. Deci astea două, astea odată încoace, ăla e odată. Începem. 1. 2. 3. 4. Mai este numărul 5, care e alb cu alb. Însemnat de altcineva, ai văzut? Și acum... Asta e bun.
Uite-te la cameră, uite-te la cameră. Hai. Străinătate. Să fii sănătoasă. Ăla-i. Piesa asta, domnariule, care cu greu am ajuns la ea, uite. Vacuumul ăsta la o parte. Acum, instalația electrică, trebuie să schimbăm capacul de culbutor, care pierde foarte mult. Nu știu fața de vis. Da, exact. Haide, Păi n-ai cum. Și atunci? Și atunci? Ce relaxat tu stai. Ce? Ce relaxat e. Foarte relaxat, da. Bine ai punctat acum. Sunt chiar foarte relaxat. Păi am dat într-o relaxare totală. E o box. Original tele. Unde? Ce? Uite aici. Semnul. Nu aș fi așa de strat. Da? De acolo șurubul, după aia ce spui. Da? Și n-ai loc la el. Turbina deasupra lui. Direct? Da. Presunat omul și explicat care e situația. E gata. Nu mai puteți face nimic? Da, băi. Ai turbina de jos? Nu. Ai scos capacul? Și bulacul e relaxat. Acolo, să vezi. Îl și vezi frumos, e acolo. Proastă decizie. Îl vezi? Unu, doi, cu actuatorul trei, ăștia. Doi aici, doi suporți. Să dai unul jos? Da, stai nimic să vezi ceva. Momentul care am dat asta jos, ea tot într-același lucru merge. Hai că o dăm și pe asta. Aoleu, și mai uite-te unde mai este. Locuimbus de 4? Aici, așa, în daură, știam eu. Se pare stupid să nu se poate da jos, decât cu turbinele date jos. Normal și real, înțelegeți? Ce zic? Ia ăsta. Pare vaselină pe ele, da. Să dai, să desfaci două șuruburi la capacul de culbutor, fără să dai turbinele jos. Eu acum mă uit. Să văd dacă pot să dau jos turbina de sus, fără să dau motorul jos, dacă nu, eu oricum desfac, nu, acum caut varianta să cea mai simplă. Deci treaba e simplă, până aici, ca să scot capacul de culbutor, să las turbina asta, trebuie să o dau în spate. Turbina asta la altă, asta văd că nu mă deranjează să umblu la asta de aici. Din ce văd eu, nu mă deranjează. Asta, în schimb, nu pot de partea asta de sus a turbinei. Deci nu pot să fac nimic de partea de sus a turbinei. Și atunci trebuie să dau turbina asta. Astea trei șuruburi să le desfac, să las turbina în jos, înspre oală. După ce o las înspre oală, îmi permite să ajung la șurubul ăsta și la șurubul ăsta de aici, la capac. Să desfac capacul și să basculez capacul, să-l dau peste cap. Dacă nu, se trebuiască dat jos motorul. Dat ansamblu de turbine cu galerie, cu tot absolut jos. E același lucru și dacă ar fi motorul dat jos. Nu e altă diferență. Trebuie dat cu tot ansamblu jos, dat capacul jos, schimbat, verificată distribuție, verificat tot. Pe românește nici n-are rost să mă exprim. Pe românește e nasoală situația. Hai să vedem. Bă, și ce puțin spațiu. Nu, cu asta înseamnă să schimbi capacul. Nu, ați văzut ce trebuie făcut? Oameni buni. Data viitoare. Noapte mai întâi, că e o noapte aici pe noi de ne mâncă bau acum cu capota. Ce o trebuie făcut? Desfăcut toată mașina și desfăcut de turbinele de pe... Nebun, normal era mai simplu să dăm motorul jos. Era, dacă dar ne-am motorul pe, jos, pe calea cealaltă. Era cheltuială în plus. Bun. Îmbelim capota acum. Ca să dai turbinele jos, real, trebuie să dai jos motorul. Eu vă explic. Și la băieții de pe YouTube și la băieții care sunt la noi aici. Și la băieții de pe centru, înțelegi? Și la toți. Trei turbine, da. 381 de cai. X5M. Au!
Asta-i, tata. Ultimele, șurubul ăsta. Și cu șurubul ăsta s-a potrivit de turbine. Uite astea două. Astea două. Vezi? O lucrare ca la o altă mașină, în mod normal, la un 3 litri cu două turbine, ar fi durat cam 3 ore. La mașina asta, o dura 7. Și încă nu-i gata, e doar demontată. No. De aici începe distracția. De la gunoiul ăsta începând. Uite, și turbina desfăcută. Turbina de sus desfăcută. Toate coturile de la turbo desfăcute, toate vacuumurile, toate electrovalvele, ia uite. Uite. Și lanțul de distribuție, uite cum face. Mai bine de ia motorul jos. X5M, dragule. Așa arată. Să-l gătăm, să ne ducem acasă, la copii, la nevastă, la familie. E bun accidente. N-are, ajunge ca mine. Cele mai bune mașini, BMW-urile. Da? Exact, cele mai bune mașini posibile. Plâng, curgea ulei din asta de... Curățăm aici, loc. Eu cu ulei are și aici, hai să vezi. Eu ulei. Seama ce căldură era aici. Că scos motor afară. Bine, oricum capacul este un lucru bun că s-a pus, înțelegi? Că capacul rămâne și dacă se face distribuție, bine să nu fie scurge, știi? Capacul este o investiție care e bună. Doar că s-a făcut un pic mai greu motorul pe mașină. Lasă curat, așa e cât de cât. Deci unde calcă capacul nou cu garnitură, s-a făcut lună și bec. Dar altfel, nu e tanșează. Hai că ușor, ușor, ghidăm înainte. Original. Am desfăcut, ați văzut, da, turbine. Lași, bine, nu v-am arătat multe, pe cum am pus-o la neutru, cum am întins-o, cum ne-am dat peste cap. Nu am știut, frate, deci vrei să mint? Nu am știut că la mașina asta, ca să dai capacul de culbutor jos, trebuie să dai turbinele jos. Nu am știut și nu-mi vine să cred, încă nu-mi vine să cred. Asta este. În mod normal trebuia da motorul, să știi, nu ce am făcut noi. Ce am făcut noi... No, bun. Și acum punem capacul nou, bineînțeles original, îl punem sus. Noroc că am filmat-o asta, că nu ne credea nimeni. Trebuie să-l fac tutorial și în engleză asta. Exact. Replace valve cover on BMW M550 petrol, nu petrol, diesel, heavy oil. Bun? Ia să vedem. Hai să ne uităm aici. Prima piesă care am montat-o înapoi pe mașină, de când am desfăcut-o. Oare nu mai fi făcut și alții treaba asta, ca noi așa. Deci cu șurubul înălțat, simt cheia și ca se pot da, uite, cu un deget. O vezi? Că nu cade de pe șurub. Să strâng șurubul care strânge turbina de jos în sus. Trei șuruburi de sus, unul de jos. Gen inginerie asta. Uite ce știu cu degetul, mijlociune, bunule. Diseară când mă duc acasă să fac gravagii. Păi că nu mai pot. Dacă pica șurubul de tot, era gata și era de la șurubule trec cu cardan, cu jumătate. Adică mână, nimeni nu-ți spune că poți schimba așa. Real nu se poate schimba așa. Puzzle, când faci puzzle, te uiți care e partea mică ca scăgura mare, partea mare ca scăgura mică, înțeleg? Și ăsta a fost aici, nu? Dezastru mondial, Alexon. Dezastru mondial, la uite ce faine se montează, zic că nu. Bă, chiar se montează faine. O să rog oamenii să ne scrie acolo ce părere au de lucrarea asta. Asta cred că e de un vlog întreg, așa? Da. Cu cât mai povestim pe intro-outro, aia combinația, zic că nu. Aia. Așa? Da, Alex. Bine, noi și șmecheroasă să zic lucrarea, dar lasă-o, Doamne iartă-mă, frate, că... La toată mașina asta, M550 ăsta, XM550, X-Drive. La noapte numai furtună de vacuum o să visăm. Bă, la fiecare șurub trebuie suspans maxim. Înclinat. Ai văzut? Strâns.
Și aibă gunoi. Gunoi, punem noi și aibă. Kiss, kiss, in the mix. Tine și la bani, că ai de casă te răspăți. Într-un Lamborghini, ți-ara din acasă îți deranjezi bikini. Iar zici că e cu tremur. Ai curățat injectoarele astea impecabile, frate. Erau curate și când le-am scos, așa e? Eu le-am curățat, Wallace. Impecabile le-ai făcut, Wallace. Tu le-ai făcut, Wallace. Impecabile, ai văzut? Din asta să nu mai... Să iasă ușor tura viitoare, că nu are și foarte ușor, înțelegi? Asta e viața. Câte turbine are Alex, mașina asta? Câte turbine are? Câte? Am și uitat. Multe. Tot am descoperit ele de nu și mai și mari, și mijloci. Și mari, injectorul. Hai că am pregătit și dinamo mediu, ca într-un final, să strângem și injecția asta. Asta e de... Hai să vedem. Ce iasă aici? Că parcă nu s-o mai găta mașina asta. Parcă nu se mai găta, băieți. Zic că nu, am dreptate. Am multe piese. Așa, hai să vedem. Hai să vedem că mai avem încă două și după aia le luăm pe invers, le strângem, punem returile, am strâns conductele, bun. Bun, și acum plus încă două, bun. Gata. Size. La cucul. Bun. Titan Ice. Titan Ice. Bun. Ice Titan. Fac macramea din ăla, cos. Așa e. Ce fac cu ăla, coi? Asta e băgată la mine. Nu stai. Actuatoarele mișcă. Bă, Alex, știi ce vreau să fac? Vreau să-i dau ok de test înainte să montăm totul la gata, știi? Că la asta mai trebuie că o să utiliza compartimentul motor și după aia polișare exterioară și protecție ceramică. Și uitam de-aia și sucuia așa, pe românește. Da, mă. E balaur mare, mă, asta. Dă-i direct, dă-i. 3, 2, 1, start! Ai, știi ce fac, domnul Riu? Ce, Alex? Mă pregătesc să-i dau un trick polish la 550, ăsta la care am făcut turbinele. Mă rog, capacul de culbutor, dar putem să le zicem turbine. Mai mult la turbina lucra, nu?
Noi buretele în pastă, știi? Că altfel buretele zgârie dacă nu are pastă peste tot, înțelegi? Buretele zgârie ca pisica. Pisica blândă zgârie rău. La fel și cu buretele. Acum 1, 2, 3, 4, pac, 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 pac. Și acum putem să ne apucăm, da? Nu? Și acum vă lăsăm cu un mic cinematic. Să vedem cum iasă stânga cu dreapta și după aia cum facem. Un cinematic până la final, nu? Exact. Și mai explicăm ceva pe parcurs. Ok. Scurt așa, da? Hai să vedem. Să vedem băieți, băieți și fete, fete și băieți, diferența dintre una și alta, da? Că nu se vede? Acum se vede imediat. Dragilor, așa cum v-am obișnuit, de câte ori gătăm o lucrare, înseamnă că am terminat și vlogul de astăzi. Am terminat de locuit baia de ulei la mașina din imagine, pe care o vedeți, la care am și schimbat motorul și distribuția mai acum ceva timp. Am gătat de schimbat baia de ulei la cutia de viteze, uleiul în cutia de viteze, ufa, adică partea din spate unde intră mufa principală la cutia de viteze. Cu un kit de la ZF, acum montăm mașina la loc, am curățat totul cu spray de aceton, așa cum facem noi să fie ca la carte. De fapt, m-ați și văzut când lucram la ea, ați și văzut când am adăugat ulei în cutie. După care o lăsăm jos, îi resetăm parametrii și am terminat cu ea. Dar, din păcate, într-adever ați văzut X5M550 ce înseamnă, cum se lucrează la el. Dar împreună cu lucrarea finalizată de la M550 pe care l-am polișat, l-am ceramicat, l-am desfăcut, l-am montat, am gătat-o și pe asta, deci ne pare rău, s-a terminat și vlogul de astăzi. Dar nu fiți supărați, pentru că ne găsiți pe Alezniță Jos Brocoding pe Instagram, pe @brocoding pe TikTok și bineînțeles îl găsiți pe Domnariu care filmează pe @alexdomnariu pe Instagram. Dar ideea este în felul următor, pe lângă că ne găsiți acolo și bineînțeles ne-ați dat deja follow sau dacă nu ne-ați dat merge și ne dați și intrați și like-uri și așa mai departe, în fiecare duminică de la ora 20 ne găsiți pe YouTube, pe canalul nostru de YouTube, adică ăsta la care vă uitați acum, #brocoding. La care v-ați și abonat deja, așa și trebuie, nu? Să se aboneze, clopoțel, like, comentariu și în alt ordine de idei facem și un anunț acum la sfârșit, dacă stați până la sfârșit, că ați văzut cum duc vorbele astea, vă iau cu zahărelul, vă dau iute, iar vă iau cu zahărelul, o să schimbăm un pic și, adică nu schimbăm formatul, dar vor veni și probabil niște comparații de mașini, că am văzut că prind astea prin alte părți și prin străinătate, deci o să comparăm M4 cu știu eu ce, o să vorbim numai despre o mașină, o să, pe lângă asta vor veni clipuri cu E30-ul meu, ăla cu ăla, care unii dintre voi l-ați văzut și pe TikTok, că mai modificăm și mai voxăm și mai schimbăm și mai așa. Și cam asta este tot. Până una alta, până săptămâna viitoare, eu vă doresc numai bine, toate cele bune, respect, muchos gracias por vizualizando del video con #brocoding YouTube clickbait. Și ce să mai, v-am pupat, vă doresc toate cele bune, eu sunt Alex aka #brocoding și ca de obicei vă doriți ce-mi doriți voi mie. Bigat!